Bună ziua, numele meu este Valentina Tanasaciuc și sunt profesor pentru învățământul primar la școala gimnazială numărul 28 din Galați, profesor gradul 1. În anul 2021 am desfășurat două evenimente minte în cod. Unul s-a numit Embot și Labirinturile și cel de-al doilea la joacă cu Edison. Cu ocazia acestor evenimente, copiii au învățat să programeze doi roboței diferiți, Miobot și Edison. Au folosit ca limbaj de programare general valabil Scratch, în special pentru Edison, EduScratch și EduBlocks, iar pentru Mio, MBlocks. În ceea ce privește impactul celor două evenimente asupra comunității, pot să spun că a avut un răsunet atât în rândul copiilor participanți la cele două evenimente, cât și în rândul părinților. Părinții s-au alăturat ulterior celor două evenimente la activitățile desfășurate la clasă privind asamblarea, dar și programarea roboților M-Bot. Cel mai emoționant feedback primit din partea copiilor a fost un băiețel la întâlnirea cu Edison în mod fizic, a spus că el își dorește să fie și el un Edison, iar o fetiță și-a programat viitorul, vrea să devină șef de știință și invenții. După activitățile derulate, fetița chiar a început acasă să construiască roboți, luând părți componente a unor storcătoare de fructe și o măturică de la jocurile ei de acasă. Fetița încă își dorește să devină șef de invenții și de știință. Procesele privind aplicarea și raportarea evenimentelor minte în cont sunt la îndemâna tuturor. Aplicația este foarte simplă, doar o mică recomandare în ceea ce privește formularea titlului evenimentului, iar raportarea este extrem de simplă. Dincolo de povestea evenimentelor, mare lucru nu e de completat. Vă încurajez să aplicați pentru evenimente minte în cod. Vă recomand să participați la astfel de evenimente pentru că veți fi aproape de copii, veți descoperi lumea roboților și a programării.